înainte de meci antrenorul era speriat de Clinceni, așa, o principală contracandidată. Da, un meci foarte greu, s-a văzut și pe teren, însă pe toată perioada meciului am dominat și această victorie, după părerea mea, este meritată. V-a lipsit antrenorul de pe bancă? Da, normal, mister ne transmite un spirit de luptă extraordinar, este alături de noi, însă i-am simțit lipsa și este bine când totul iese cu bine și am obținut cele 3 puncte. Cum a fost gazonul? A fost foarte bun. Da, vrăjim murcii astea. Câteva brazde s-au rupt, terenul foarte moale, nu a fost deloc umed și acest lucru s-a văzut. S-a îngreunat puțin viteza jocului. Ce v-a lipsit în seara asta să dați mai multe goluri? Cred că norocul, însă până la urmă să nu subestimăm pe nimeni, am avut noroc, am marcat și am câștigat. Simți că se omogenizează echipa? Da, pe meci ce trece noi suntem un grup unit, toate meciurile care le-am jucat, acest aspect aici se evidență foarte mult, spiritul de echipă, echipa unită și până la urmă am obținut foarte multe puncte. Vă lipsește Liga 1, duelurile cu Steaua, cu Dinamo, au fost în tribună și domnul Argăseală, Dumitru Dumitriu? Normal, foarte mult ne-a lipsit, însă sperăm că în viitorul apropiat să ajungem acolo și să avem iarăși aceleași duele. Nichi, în concluzie, toate bune și frumoase la Rapid, încăs pentru promovare, cu banii cum sunteți, lumea nu prea mai știe. Da, lucrurile sunt din ce în ce mai bune la Rapid, intră pe drum normal, se vede și acest lucru în jocul nostru, avem puțină liniște. Bineînțeles, ca la orice club din România mai sunt câteva probleme de clarificat, dar se vor clarifica. E un meci cu Clinceni la fel ca unul cu Steaua? Nu se compară, bineînțeles. Însă orice meci este important pentru noi și important este să obținem cele 3 puncte. La un moment dat ai supărat pe Ncoi, n-a răspuns la 1-2 și a spălat păcatele cu golul? Da, normal. E normal, este tensiunea jocului. Mai există și reproșuri, însă până la urmă îl felicit că a marcat un gol foarte important pentru noi, pentru echipă și pentru viitor. Da, normal. Este o responsabilitate foarte mare pentru mine. Sper să nu dezamăgesc pe nimeni și să-mi fac treaba foarte bine. Mulțumim. Mare plăcere.